Biroul electoral de circumscripție județeană numărul 33 Sălaj face cunoscut faptul că, în conformitate cu procesul verbal încheiat miercuri, la sediul biroului electoral de circumscripție numărul 7 Băbeni, cu ocazia renumărării voturilor pentru funcția de primar la secțiile de votare din comuna Băbeni, rezultatele finale au fost identice cu cele consemnate inițial, respectiv Mariana Dănilă Mureșan, PSD, 564 de voturi, Dorel Vancea, PNL, 559 de voturi și Gheorghe Petrean, USR, 22 de voturi. În urma contestației depuse de către organizația PNL Băbeni, organizația PNL Sălaj, în urma reverificării buletinilor de vot, s-a constatat că candidata PSD, Dănilă Mariana Mureșan, a câștigat alegerile locale în localitate, în comuna Băbeni, deci n-au fost probleme la renumărarea voturilor. Ce pot să zic, îi urez succes în activitate, multă sănătate și investiții cât mai multe în comuna Băbeni, că asta văd și doresc și eu și toată lumea din comună. Un gând pentru cei care v-au votat și pentru cei care nu v-au votat. În primul rând, pentru cei care m-au votat, le mulțumesc pentru încrederea acordată. În toți anii în care am fost primar, am încercat să nu-i dezamăgesc. Am constatat și constat că atât s-a putut de către mine. Celorlalți care nu m-au votat, îi felicit pentru alegerea făcută, să fie o alegere bună pentru candidatul care l-au votat. Le urez multă sănătate și spor în tot ceea ce se face. Ce proiecte lăsați în comună? În comună, la momentul actual, pe lista de investiții, sunt într-adevăr proiecte și, dacă îmi permiteți, am să enumer. Ăsta pot să vă spun că prin Planul Național de Redresare și Reziliență am încheiat contract în luna aceasta pentru obiectivul de investiții Cămin Cultural, localitatea Băbeni și Primăria Comunei Băbeni, în valoare de 3 milioane de lei, 30 de miliarde lei vechi. Avem faza de execuție, instalație panouri fotovoltaice la Căminul Cultural din localitatea Ciocmani, pe fonduri europene. Avem stații de reîncărcare electrice, stații de reîncărcare vehicule electrice prin Agenția Fondului de Mediu, în localitatea Băbeni și Ciocmani. Avem stații electrice pe PNRR în localitatea Băbeni. Avem investiții în fază de execuție, capela din localitatea Ciocmani. Avem capela din localitatea Clis, care o să încerc să demarăm execuția în cursul lunii acesteia. Avem în fază de execuție capela din localitatea Ciocmani și în fază de achiziție teren. În fază de achiziție, proiectare și achiziție teren, că la localitatea Piroșa nu avem teren. Am înțeles că este cineva dornic în localitate să doneze o anumită suprafață dintr-un teren, ca să putem să realizăm cel puțin partea de proiectare anul acesta. Mai avem alimentarea cu apă la localitatea Clis, care îi în fază de execuție, etapa 1, s-a finalizat introducerea
în localitatea, ceea ce înseamnă parte subterană și amenajarea, montarea rezervorului, urmând ca în etapa a doua să prelungim de la rezervor, să ne înțepăm undeva în conducta care o să fie alimentarea cu apă și Băbeniu și Ciocman. Deci sunt investiții care le las, investiții care o să meargă în continuare. Mai există și școala gimnazială numărul 1, tot pe PNRR, în valoare de estimativă, deci în deviză estimativ undeva la 4 milioane lei. Acolo avem probleme cu partea neeligibilă, cu cheltuielile neeligibile, unde noi, ca și OAT, trebuie să mergem cu o parte de cofinanțare de 1,8 milioane lei. O să încerce să se afle și suma aceasta ca să se poată demara licitația și pentru acest imobil. Care credeți că e cel mai urgent proiect pe care dumneavoastră ați vrea să-l vedeți într-o fază înaintată? Toate proiectele care le-am enumerat, zic eu că sunt în fază de execuție, cel mai important proiect și ăsta acela ar fi, într-adevăr, de aici cred că o să doreze, că nu depinde de noi alimentarea cu apă la localitatea Cliț, ci de compania de apă Sălaș Cluj. Dar eu zic că în 3 luni de zile tot ceea ce am enumerat în proporție de 80%, 90% o să fie finalizat. Rămâneți consilier, viceprimar? Având în vedere că am candidat de pe o funcție din aparatul propriu a primăriei, am să stau să analizez și să mă gândesc ce o să fac. Deci, ori în aparatul propriu, ori în aparatul, în partea deliberativă, cum se spune, Consiliul Local, având în vedere că sunt două organe, organul executiv și organul deliberativ, am să stau să analizez, să mă gândesc și o să văd ce hotărâre o să ia. Ce părere aveți de nou primar? O părere, mă gândesc, bună, să fie noi schimbări în localitatea noastră, în comuna noastră, să fie bine, să fie gaz, să fie un ABC-ul, să fie un bancomat, deci să se facă ceva în comună, că nu prea am avut. Deci noi trebuia să mergem să scoatem bani din Letca sau din Surduc, de la bancomat, cec, mergem la doi pași, la Profi, la Surduc, la Letca, să facem cumpărăturile. Nu prea s-au făcut multe la noi în comună. Ați zis de gaz. Ce, aveți probleme cu gazul? Au fost conductele pe vremea lui fostul primar Porumb Gheorghe, au fost instalate prin sat și s-au vândut la țigane din Galați. Vreau să vă cer părerea cu privire la Dinu Iancu Sălăjanu. Ce părere aveți despre el ca om? Mă bucur enorm, fiindcă l-am cunoscut pe domnul Dinu Iancu Sălăjanu. Am fost director agenției de impresarat artistic Silvana din Zalău, am fost în multe turnee alături de dânsul, alături de Nicolae Furduiancu, Crainou din Alba Iulia, domnul Vasile Coca, Pavel Păușan, care a câștigat Crizantema de Aur la Târgoviște și m-am bucurat alături de Ileana Dumuța Mastan, m-am bucurat de artiștii din județul meu. Da, v-ați întâlnit cu Dinu Iancu Sălăjanu de când e președinte al Consiliului Județean? Nu m-am întâlnit, din păcate n-am avut timp, am fost și plecat și în străinătate, nu m-am întâlnit, dar aș vrea să mă întâlnesc cu dânsul. Nu m-am întâlnit de când a candidat de la PIN.